Salutare, dragii mei! Și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, Dan Praf. De data aceasta, un video poate neobișnuit pentru unii din voi. Am ieșit să mă recreez cu vițica la păscut, la a doua proprietate, să zic așa, tatălui meu, la căsuța unde a stat tatăl meu, căsuța din pădure. Ce să vă zic? Un rai de liniște în care uiți de griji, de probleme. Ce? Vițica o cheamă Andreea. E născută de Sfântul Andrei. Ziua de Sfântul Andrei, pe 18 noiembrie 2018. Dragii mei, dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să distribuiți. Cu ajutorul vostru vreau să promovăm din nou creșterea animalelor la țară. Ce fetiță, ce? Ce e, mă, tată? Ce vrei tu, pâine? Ce? Hai să dea tata ție ceva bun. Uite. Bravo. Gata, ajunge. Gata. Bravo. Dragii mei, învățată la pâine. Cât îi dai, atât mănâncă. Bravo. Pare mică. Vine după mine ca un copil. Mai are tata, nu? Pâine, dragii mei. Da. Bravo, fetiță, bravo. Hai să-mi mai dea tata de undeva pe aici, apetite. Nu mai are tata, fă. Asta înseamnă, dragii mei, dragostea față de animale. De ce vrei să o mănânci pe ta? De ce? Cei care creșteți animale, dacă le creșteți cu drag, creșteți. Dacă nu, să nu creșteți. Destina ta în mură. Bravo, fata, bravo! Bravo, fata, bravo! Nu mai are tata, nu mai are, unde sunt?
Bravo! Nu mai are tanta decât una, uite! Gata, mă, gata! Gata, nu mai! Nu înțelegi că nu mai am? Nu mai! Iarbă. Da. Arunc-o și pe aia. Hai, mergem. Nu. Nu, nu dacă îți dau eu. Doar dacă îți dau eu. Nu înțelegi, nu înțelegi. Bravo, fata. Bravo! Bravo, fata! Fata! Nu mai am! Nu înțelegi că nu mai am? Gata! Vedeți lumea de noi acolo! Nu înțelegi că nu mai am? Nu înțelegi că nu mai am? Da, da, mănâncă liniștit. Hai. Hai, stau jos, jos, mă dai picioare. Nu mai am. De ce e supărat, pe dragă? Este foarte atașată de mine, dragii mei. Nu v-am arătat-o până acum. Am mai multe, dar această vițică e ceva aparte pentru mine, la fel cum este gimbirică. Înțelege? Nu mai am. Nu mai am. Nu mai am. Nu mai am, 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 nu mai am. Dă-i doar pâine. Dragii mei, ziua în care filmez este sâmbătă, este weekend, mă relaxez. Am uitat de mașină, de serviciu, de tot. Și am venit cu bicica la păscut. În mijlocul naturii, la căsuța din pădure aici, această căsuță din spatele meu, ca și pe cealaltă din videoclipul pe care l-am pus pe canalul meu tura trecută, le voi renova, dar le voi conserva așa cum sunt. Cea din spate a mai fost renovată, să zic așa, acum 10-15 ani, s-a dărâmat grajdul, s-a dărâmat tot ce trebuie, iar acum voi mai construi să ne ia o baie,
o bucătărie și mă voi muta aici în timpul liber. Sper să vă placă ceea ce fac. Vă salut pe toți. Andreuța! Vă salut pe toți, dragii mei, și haideți în număr cât mai mare să promovăm din nou viața asta la țară. Să uităm de tablete, de telefoane, de televizoare, de mașini scumpe. Andreuța, arată-te. La tata. Ce? N-are tata. Nu înțeles că n-are tata. N-am. Unde duci? Ha? Unde duci? De ce nu mănânci? De ce nu mănânci? De ce nu ești cu minte? De ce nu ești cu minte? Așa te-am învățat eu? Am mai rămas un miez de pâine, să vedeți cum vine după el. Precum copiii. Doar să îi arăt. Andreuța! La fetița! Andreuța! Da la mamă, da! Andreuța! Călătă-te! Călătă-te! Andreuța! Aole, n-ai văzut-o? Vrei bucată mai mare? Bravo! Bravo, fetița! Bravo! Nu mai am. Nu mai am. Cam. Agadeți. Nimic mai simplu, nimic mai natural, dragii mei.
De ce vii după mine? Vă vedeți cum vine, dragii mei, ca un copil. Uap, uap, uap. Vă vedeți cum uap. Îți dau acasă. Dacă ești cu minte, îți dau acasă. Îți dau acasă, dacă ești. Da? Bravo. Ce? Ce vă zice zice? Așa de cici. Dragii mei, care dețineți, încă o dată vă spun, și vreți să formați un animal, mai ales o vițea, să-l fie blândă când va deveni mamă, puneți-mi mâna pe sub burtă, pe la ugeri mereu. De altfel, când va deveni matură, veți avea probleme.
După cum se poate vedea, eu cam dresez animalele, să zic așa. Nu-i problemă. Bac, ia. Deci ați văzut, dragii mei? Cam așa stă treaba cu animalele blânde. Nu mai zice nimic. Ce nu-ți convine? Ce nu-ți convine? Nu, nu. Nu. Ce vedeți, alătate, ce? Alătate-vă! Ce alătate-vă, ce vedeți, ce? Ți-e dor de gimbirica? Ce vedeți, alătate, ce? Cam asta a fost, dragii mei, și cu acest video cu vițica mea, Andreea, ca așa o cheamă, Andreea, ați văzut cât de blândă este. Hai! Dacă v-a plăcut ceea ce fac, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să ne auzim cu bine. Doamne ajută! Vă salut pe toți!